Polițiștii din Timișoara fac cercetări după ce în oraș au apărut informații că în spitale s-ar afla internați pacienți COVID în stare gravă cu certificate false de vaccinare. Ancheta a pornit de la declarația managerului Spitalului de Boli Infecțioase din localitate, care a spus că uneori se întreabă dacă bolnavii care ajung de unitatea medicală sunt într-adevăr vaccinați. Afirmația a fost făcută în contextul în care au fost descoperite neconcordanțe la simptomele bolnavilor care figurează drept vaccinați. Managerul nu a precizat însă dacă în spitalul pe care îl conduce au fost depistate cazuri cu certificate de vaccinare false. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.